nu descoperă celorlalți. Și ce frumos că el întreabă, pune această întrebare, cine vrea să coboare cu mine în tabra lui Saul? David. Dacă este să privim la David și la Domnul Iisus Hristos, vedem că sunt multe asemănări. Și mă gândeam la o asemănare foarte frumoasă. Parcă și astăzi Domnul Iisus Hristos ar vrea să spună, cine vrea să coboare cu mine astăzi? Cine vrea să coboare cu mine? Pentru ce, Doamne? Ca să arăt harul. Ca să te învăț harul lui Dumnezeu. Și Abishai trebuia să învețe ce înseamnă har, ce înseamnă iertare, ce înseamnă să nu ți ură în inimă, ci efectiv să copleșești cu dragoste și cu bunătate pe cel care vrea să-ți ia viața. Dorește să treacă de gărzi, să traverseze tabăra, unde fiecare om îi era dușman și să ajungă în locul cel mai bine păzit. Putem observa câteva lucruri comune acum la David și la Abishai. Se poate pune această întrebare. Ce îi deosebește pe unul și pe celălalt? Pe David și pe Abishai. David, dacă este să privim din alt punct de vedere, ar reprezenta pe credinciosul care este condus de Duhul lui Dumnezeu, creștinul duhovnicesc, iar Abishai, după acțiunile lui, pe creștinul firesc, condus de firea lui pământească. Haideți să privim puțin la amândoi. Amândoi sunt angajați în aceeași lucrare, aceeași acțiune. Se coboară pe câmpul de bătălie și se duc în tabăra vrăjmașă. Sunt pândiți de aceleași pericole. Își asumă aceleași riscuri. Dar sunt și foarte apropiați, unul lângă altul. Când unul își ține respirația și celălalt. Să nu cumva să trezească probabil vreun câine sau altceva. Să nu facă foșne mari, să iau de gărzile. Unul lângă altul. Foarte frumos. Și merg mai departe. Vor să ajungă în același loc. Vor să ajungă la Saul. Acești doi bărbați dezvoltă, după cum spuneam, două categorii de creștini. Și aceștia putem să fim fiecare dintre noi. Și noi putem să spunem ce fel de creștini suntem noi astăzi. David, creștinul duhovnicesc, Abishai, creștinul firesc. Este adevărat că până la un punct, atât creștinul duhovnicesc, cât și cel firesc, sunt angajați în aceleași lupte. Sunt angajați în aceeași lucrare. Poate observăm că stă unul lângă altul pe bancă, în aceeași biserică. La același serviciu religios au pe buze aceeași cântare binecuvântată. Au în mână arma cuvântului Dumnezeu. La cină, același gest, frâng pâinea și unul și celălalt. Același pahar, același adevăr, Domnul Iisus Hristos. Da, unul deosebește trupul Domnului Iisus Hristos, celălalt nu. Domnul Iisus Hristos vorbește tot la fel de o asemănare în Evanghelia după Matei. Erau acolo fecioare și sunt două categorii care până la un punct nu aveau absolut nicio diferență. Erau în același loc, aceeași îmbrăcăminte, aceeași așteptare, același strigăt de trezește. Și aveau aceeași lampă. Numai că era o diferență la un de lemn. Am putea spune la ungere. Dar și în cazul nostru putem să facem o diferență. La prima vedere nu este nicio diferență. Și dacă ar fi să ne uităm la ei cum coboară prin munte, către peșteră, cum se duc, e noapte, nu se vede, se văd doar două umbre. N-ai putea să deosebești care-i David și care-i Abishai. Și poate am greșit dacă am spune cel din dreapta este David, cel din stânga este Abishai. Nu, nu, n-am putea să spun. Dar cum putem să-i deosebim după reacția lor interioară? Până la un punct, totul este comun. Fac aceleași gesturi, aceleași precauții, același dușman în față. Inima le bate cu putere și la unul și la celălalt. În schimb, în acea noapte, când asemănarea dintre cei doi devine maximă, la fel, și deosebirea dintre cei doi va fi dată pe față. După ce îi vom recunoaște? Pun din nou această întrebare. Reacția interioară. Cum? În momentul în care amândoi se află în fața lui Saul, putem să-i observăm pe amândoi. Amândoi fac un gest. Care este gestul?
Unul vrea să ia sulița și să-l omoare. Și celălalt, oh, nu, nu te atinge de unsul Domnului. Haide doar să luăm sulița și urciorul și să plecăm. Atitudinea în fața încercării, în fața problemelor și greutăților, va dezvălui adevăratul nostru caracter. Va dezvălui ceea ce ne însuflețește pe noi. Dacă suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sau dacă trăim în firea noastră pământească. Abishai. Abishai este creștinul firesc, care vede într-un ansamblu de fapte care se potrivesc de minune, vede doar o împrejurare favorabilă și un indiciu pentru ca să-și rezolve rapid și definitiv problema. Problema lui. Este un expeditiv. Astăzi Domnul dă mâinile tale. Nerăbdător să termine cu problema pe care o are. Dacă Domnul mi-a dat mâna, păi trebuie să o rezolv. Ce trebuie să mă aștept eu până mâine? Domnul este cel care îmi dă mâna mea. Cât de multe ori și noi spunem și folosim numele Domnului. Domnul ne-a zis. Domnul în sus, Domnul în jos, Domnul e cu mine. Domnul mă ajută să fac asta. Păi nu vezi că Domnul a făcut încolo, Domnul e undeva departe de tine. Da. Abishai mai este condus și de dictonul acesta pe care îl avem și noi și în special cei tine. Trăiește-ți momentul. E momentul tău. Trăiește-l momentul. Nu mai aștepta. Oh, păi ce, să ajungi la maturitate, la bătrânete și abia atunci? Nu. Trăiește-ți momentul. Același dicton era și la Abishai. Dar ce frumos că David este cel care îl oprește. Poate cuvinte